Mergem la Alexandru Chirilă, CEO Profit Point. Bun găsit, domnule Chirilă, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vedem că UiPath ajunge cea mai mare companie de IT de la noi din țară. Totuși am văzut niște scăderi în ultimul timp. Vedem, va începe să-și revină sau chiar să depășească prețul de listare, când și în ce condiții? Bună ziua și în primul rând mulțumesc pentru invitație. Salutare. Îmi vine tare greu să cred că pe termen scurt o să ajungem cu prețul din nou la 56 de dolari, 60 de dolari. Sunt unul dintre investitorii care, patriot fiind, a cumpărat acțiuni imediat la IPO și este una dintre investițiile care până în momentul de față mi-au adus un minus de vreo 79% până în momentul de față. Povestea UiPath este destul de simplă. Pentru moment ei nu au spus nicio poveste interesantă pentru investitori. Ei în continuare au fost axați pe creștere și mai puțin pe profitabilitate și abia undeva la ședințele din luna iulie au declarat că vor reduce personalul operațional cu un cost de vreo 15 milioane de dolari, tocmai în ideea în care să eficientizeze vânzările, operațiunile. Și pentru prima dată au și declarat că interesează să atingă profit. Mulți investitori se așteaptă undeva spre anul viitor ca prețul acțiunilor să ajungă undeva în jur de 30 de dolari. Deci oricum discutăm undeva la 50% sub prețul de listare. Îmi vine tare greu să cred că vom ajunge acolo pe termen scurt. Mai degrabă aș spune că prețul actual pentru un investitor care are un portofoliu investițional diversificat, acțiunile de la UiPath reprezintă o oportunitate bună de cumpărare prin prisma prețului, dar având în vedere orizontul de timp, aș spune că mai degrabă sunt multe alte companii care aduc cifre interesante, aduc profit, aduc totodată dividende pentru investitori. Tocmai din acest motiv spun că strategia lor de a se axa pe creștere și mai puțin pe profit reprezintă exact ceea ce se întâmplă astăzi. Practic, prețul acțiunilor arată exact ceea ce conduc. Conducătorii, CEO-ul, CFO-ul, personal. Aș spune că sunt multe alte companii cu potențial și care arată foarte bine din punct de vedere financiar. Așa că UiPath pentru mine reprezintă doar o investiție de suflet, patriot fiind, dar din punct de vedere business nu stăm grozav. Acum, pentru că văd că sunteți foarte bine ancorat în universul UiPath, aș avea o întrebare scurtă, aștept și un răspuns la fel de scurt. Ce mai reprezintă UiPath pentru România? Ce a mai rămas aici și ce înseamnă acest prim loc în competiție cu IBM, cu Microsoft și așa mai departe? Adică, în pe ce sectoare se întâlnesc companiile astea și unde ar avea de câștigat UiPath, poate, în România? Aș spune că reprezintă dovada succesului antreprenorului român, dar cam atât pentru moment. În regulă, bun. Mulțumesc și încă un lucru, să trecem cumva la planul macro al lucrurilor. Fed-ul ar putea majora cu 1% rata dobânzii de referință, ceea ce probabil că ar produce un șoc în piețe, așa cum s-a întâmplat și la discursul care cumva confirma sau reconfirma această creștere. La ce să ne așteptăm într-un moment de tipul ăla? Dacă va fi această creștere de 1%, ce se va întâmpla cu indicii americani, ce se va întâmpla cu indicii globali? Pentru că și în Europa au fost multe mișcări după acel discurs de vinerea trecută. Alt drum decât scăderi în continuare și recesiune nu există. La simpozionul Jackson Hole de vineri, președintele Fed, Powell, a declarat că preferă o greutate pe termen scurt pentru populație și pentru companii decât să ne luptăm cu inflația pe termen lung. Creșterea dobânzilor inevitabil va duce la o scădere a consumului. Scăderea consumului inevitabil o să ducă la
scăderea ale PIB-ului, creșterea șomajului, scăderea, bineînțeles, a salariilor și a veniturilor. Drumul este inevitabil. Nu se pune în discuție dacă vor crește dobânzile. Este declarat faptul că până la finalul anului viitor, 2023, Fed-ul vrea să ajungă cu rata dobânzii de referință în jur de 4. Nu este o dobândă extraordinar de mare, dar vorbim totuși de o direcție declarată și asumată a Fed-ului, cum că își doresc să calmeze consumul acesta al populației. Din punctul meu de vedere, vor fi afectate companiile care au avut ca strategie dezvoltarea și creșterea business-urilor pe creditare. Întrucât creditarea va deveni mult mai scumpă, accesul la finanțare va fi mult mai greoi prin creșterea dobânzilor și coroborat și cu scăderea consumului din partea populației, cred că vom avea un final de an și un an viitor interesante. Dacă e să ne uităm așa și la bursa locală, îi apare că este defazată de ce se întâmplă la nivel mondial, întrucât aici avem, deși într-o piață emergentă, doar niște scăderi de vreo 6% față de începutul anului. Încă nu avem declarat un bear market. Avem niște companii locale care declară niște cifre istorice, cum este Sfera, cel mai bun trimestru 2 din istoria companiei. Cred că drumul și semnalul transmis de Fed este că vor face orice este nevoie pentru a potoli inflația, orice costuri, mai nou costurile reprezentând puțină suferință către populație și puțină suferință către business-uri. Dar este un rău necesar pentru că pe termen lung o inflație crescută pe o perioadă lungă este mult mai gravă decât ce se poate întâmpla pe termen scurt și anume greutățile întâmpinate atât de noi cât și de antreprenori și mari business-uri. Cu alte cuvinte, cred că Fed-ul în momentul de față este pusă în situația de a acționa, tocmai pentru că au acționat târziu. Și să nu uităm că și Banca Centrală Europeană este în aceeași oală. Exact, asta voiam să spun. Ce să mai vorbim de Banca Centrală Europeană care a acționat, poate dacă Fed-ul târziu, Banca Centrală Europeană mult prea târziu și încă nu dau semne clare de anumite creșteri stabilite. Bine, ei zic că vor crește, dar nu știm exact când și cum. Bun, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, vă mai așteptăm pe la noi. Acum va trebui să mergem un pic mai departe, să ne continuăm ascensiunea pe care am început-o și pentru că vorbeam un pic mai devreme de consum, o să tratăm în continuare această situație pe România.